M-am gândit mult oricum în ultima lună, de când am aflat că o să vorbesc despre dragoste, ce este dragostea, pentru că mi se pare un subiect nu neapărat dificil, dar foarte abstract cumva și foarte real în același timp, mai ales în timpurile pe care le trăim acum. Și cumva, chiar în ultima lună am și terminat o carte care mi-a plăcut foarte mult, se numește La Fond du Courage, de Cynthia Fleury, și se vorbește despre curaj și cumva m-am gândit că dragostea este totuși curaj. Curajul de a deveni cea mai bună versiune a noastră, cumva. Și știu că este o muncă foarte grea și care, cel puțin mie, mi-a luat mulți ani de zile. Pentru că este fără lauri. Nu există victorie în a deveni un om bun. Nu există victorie în a deveni un om care se poate îndrăgosti de viață și să trăiască viața așa cu patos. Eu acum de un an de zile am condus Uber pentru că am realizat că nu vreau să fac o muncă care nu este etică cumva și vreau să mă susțin financiar și am vrut să întâlnesc foarte multă lume. Cumva cred că m-aș și pregătit acest condus de mașină. Am întâlnit mii de persoane, cam 150 de persoane pe săptămână. Și am vorbit cu ei mult despre Be Kind For Real Logic, aveam tot timpul tricoul pe mine. O să fiu bunicuța nebună care are tricoul pe ea la 70-80 de ani, sper. Și am vorbit cu ei și am întrebat, sunt fericiți, am avut foarte multe discuții interesante și cumva tot timpul a intervenit această idee de curaj. Ce înseamnă curajul în zilele noastre, pentru că nu există sau este foarte greu să avem curaj. Și tot în această carte pe care am menționat-o, ca să rămez un pic ce fac și cine sunt și de ce am ajuns aici, acum, vreau să mă leg de trei concepte. Imaginatio vera este această imaginație prin care ne creăm viața, cumva. Ce a semnat imaginatio vera pentru mine este... M-am gândit așa că tot ce avem în jurul nostru este un vis, da? Adică și sala aceasta a fost visul unui arhitect. Cine a făcut un tricou, cum am făcut eu, am avut un vis și chiar am avut un vis, o să vă explic mai târziu cum am ajuns să fac Be Kind For Real. Pantalonii sunt făcuți de cineva, orice, o cameră de fotografiat a fost visul cuiva. Dar a fost visul cuiva care a avut curaj să facă aceste lucruri. Și imaginația vera este un element foarte important care se leagă de alte două concepte, tot în cadrul curajului și dragostei. Al doilea este pretium doloris. Și știm foarte bine că viața, sau mă rog, ne-am obișnuit să credem că viața este suferință, nu? Sau există suferință în viață, există suferință în dragoste. În momentul actual, cumva, am ajuns să fiu un om fericit și să înțeleg că, de fapt, suferința nu există. Nu există pentru că dacă chiar muncim sau ne uităm foarte bine la noi, pentru că niciodată nu cred eu că nu, sau eu cel puțin, nu cer cuiva să fie bun cu mine. Și atunci... Dacă nu cer cuiva să fie bun cu mine, nu am așteptări, cumva nu mai suferim. Nu mai avem acele insecurități care, nu știu, așa se spune, insecurities, da? Insecurități care ne face să fim un pic răutăcioși unul cu celălalt. Cred că acum, pentru că suntem toți așa un pic obsedați de psihologie și că să înțelegem multe chestii, ne gândim tot timpul că vrem să fim buni, dar cumva ne așteptăm ca cealaltă persoană să fie bună cu noi. Și este foarte greu să trăim sigur fără așteptări. Deci suferința cumva nu cred că există, dar există acele momente de șoc în viața noastră, dacă avem curaj, care ne mișcă un pic într-o direcție, care pot produce o suferință, dar cumva este o iluzie, pentru că și eu prin proiectul Be Kind For Real am învățat că nimic nu ne poate răni, pentru că proiectăm foarte mult în afară, dar dacă întoarcem cumva oglinda către noi, nu mai există suferință. Ne împăcăm cu noi înșine, practic, și există o pace interioară. Mi se pare ciudat să vorbesc așa în teorie despre conceptele astea, pentru că nu cred în teorie, nu cred într-o viață trăită formulai de niciun fel. Și de asta o să intru în povestea mea personală. Al treilea element pe care vreau să-l menționez, tot ca să îmi rămez ideea de dragoste, este vis comica și este simțul umorului, care este foarte important. Sigur, toți îl avem în anumite grade, dar simțul umorului mi se pare super important în sensul că nu să râdem un pic de cunoștințele noastre, cumva, pentru că știu că cu prea multe cunoștințe și dacă ne luăm prea mult în serios,
putem suferi cumva atunci, aceasta pentru mine denotă o moarte a curajului, dacă ne luăm prea în serios. Deci putem să citim, putem să ne informăm foarte mult, dar la sfârșitul zilei este bine să râdem un pic de noi și să ne relaxăm. Și cumva umorul l-am văzut și ca pe, nu știu cum să explic asta, ca pe, de exemplu, să zicem că avem un succes, nu? Și ne bucurăm foarte mult că am avut un succes și pe plan personal sau pe plan carieristic. Ajungem într-un apogeu, nu, de fericire, și cumva putem să devenim aroganți. Și aici intervine umorul. Cred că tai un pic din acel pisc de aroganță aristocratică, cumva, că am reușit ceva, și ne aduce un pic la pământ, ne aduce un pic la nivelul celorlalți. Rămând aceste ideea dragostei cu cele trei concepte despre care v-am vorbit, vreau să vă dau o metaforă la care m-am gândit când eram în baie zilele trecute. Pentru că, bine, m-am pregătit pentru astăzi cu un microfon de operie acasă, vreo săptămână, am vorbit în oglindă și a fost interesant. Dar în orice caz eram la baie, mă uitam în oglindă, vorbeam și la un moment dat zic, băi, cum... Vreau să mă gândesc la o metaforă, mi-a venit așa o metaforă că viața este, viața și dragostea și curajul este, dacă ați jucat vreodată Nintendo, Mario Brothers, da? Și mi s-a părut super interesant că viața este exact așa, dacă jucăm o singură dată acest joc de la cap la coadă, nu? Și sunt mai multe lumi prin care trece Mario ca să ajungă la o prințesă. Dar niciodată Mario nu știe în ce lume ajunge decât dacă trece prin niște încercări, să zicem, omoară niște balauri, se ferește de niște balauri, nu? Învață unde este încă o viață în plus și învață unde sunt și bani, cumva. Trebuie să fii așa abil să treci prin viață, practic, și prin aceste etape. Ce mi s-a părut cel mai interesant este că chiar nu știm ce lumi fantastice putem să accesăm dacă avem curaj să stăm și avem răbdare, să trecem prin acea primă fază a vieții, după care urmează a doua, a treia. Bineînțeles, la sfârșitul jocului este o prințesă. Sigur, m-am gândit imediat, logic, este persoana care ne este menită să fie cu noi, dacă vrem să fim într-o relație, sunt oameni care nu vor să fie în relație, ok. De asta nu vreau să vorbesc despre dragoste romantică. Și atunci mi-a venit altă idee, pentru că prințesa cumva a devenit eu. Adică Mario este un om simplu, are o salopetă așa de blugi, cred, nu știu, și se mișcă prin aceste faze către această prințesă, că, cum să spun eu, idealul lui, nu? Dar prințesa este tot Mario pentru mine, cumva. Toate aceste etape, toate aceste încercări duc la cea mai bună versiune a noastră. Deci ați înțeles, asta este dragostea așa, cumva, în teorie. Acum să intru puțin în povestea mea personală, cum a zis și Cristi. Am 33 de ani, m-am născut la Constanța și am stat în țară până la 16 ani. Am plecat în clasa 10-a. Nu eram foarte fericită, din păcate. Mi-am făcut niște prieteni extraordinari la liceu și am fost foarte fericită. E adevărat că am trăit într-o familie un pic dificilă. Mama mea, tatăl a plecat la 92, aveam 9 ani, s-a mutat în state, mă rog, și divorțase de mama mea. Mama mea era o femeie, era extraordinară din multe puncte de vedere, avea grijă de, am o soră mai mare, avea grijă de noi. Ne-a trimis tot timpul la meditație, a vrut să fim niște fete culte, ne spunea că suntem frumoase, deștepte și așa mai departe, deci ne împicea de la spate. Însă avea probleme mentale și o boală psihică se numește Borderline Personality Disorder. Și asta implică depresie și ieșiri din caracter cumva. Și aici a intervenit un pic abuz de tip sexual, fizic și mental. Și am stat cu mama până 16 ani, cumva ne-am înțeles cu ea, la un moment dat am plecat în Statele Unite. Și atunci s-a produs primul miracol de care nu mi-am dat seama, o să vorbesc mai mult de-a lungul acestor etape prin care am trecut, de miracole, cel puțin așa le percep eu. În Statele Unite, după un an și jumătate de liceu, am învățat un pic engleză, nu eram foarte bună, știam gramatica, dar eram foarte timidă. Gen, nu răspundeam la telefon niciodată. Nici în România, nici în Statele Unite. Mi-era frică, nu știu de ce.
Și foarte, foarte timidă, însă la 18 ani, terminasem în clasa 11, nu știu ce mi-a venit, deci ca să fac un backtrack cumva, la 16 ani am ajuns în state, a fost un miracol pentru că s-a întâmplat, însă la 18 ani am produs eu primul miracol. Și am început un fel de record, cum se spune, catalog, o istorie a curajului pe care m-am bazat de multe ori când am trecut prin momente foarte dificile. E bine, la 18 ani m-am dus la tatăl meu și i-am spus, băi, eu plec de acasă. Și a zis că sunt nebună, logic, mi-a zis cum să pleci de acasă, de-abia ai venit aici, ce am făcut, sunt un tată rău. Sincer, nu mă conectam cu el la nivel de tată. Dar nu asta a contat. Eu practic am plecat pentru că am simțit ceva în mine, am simțit un foc. N-am putut să-l explic, nici acum nu pot să-l explic, încă simt un foc în mine. Și m-a lăsat, mi-a dat bani de o chirie să plătesc prima lună, am plecat în California. Și a crezut practic că eu o să ajung acolo să devin o drogată și o ratată și asta e. Și a asumat acest risc, nu numai el, dar și consilierul de la liceu de la mine. Când am fost să-i spun că plec și îmi trebuie niște hârtii să pot să mă transfer în California, mi-a spus clar, m-a așezat și mi-a zis, Daniela, tu nu o să reușești nimic, nu știu de ce te zbați, vrei să dai la UC Berkeley. Era o minciună pentru că eu nu vreau să dai la UC Berkeley. Mi se părea oricum imposibil și m-am inventat această minciună ca să pot să plec de acasă. Adică să-i dau un scop tatălui meu să creadă că o să fiu bine. Și mi-a spus clar, tu nu o să intri la UC Berkeley, îți arăt, stai jos cu mine, îți arăt statisticile, nu ai notele necesare, nu ești nici rezident al statului California, UC Berkeley este o facultate de stat. Și am plecat, am zis asta este, m-am aplicat la ultimul an de liceu, clasa 12-a, am petrecut-o cam pe autobuze foarte mult. Mă trăgeam de dimineață, luam două autobuze până la liceu. După care, după școală, pe la 1 după amiază, mai luam un autobuz cam de o oră până la muncă, în care dormeam, mă odihneam un pic și mă întorceam acasă cam pe la 10 seara. Asta a fost clasa 12-a pentru mine. Am cam uitat, am făcut așa, am uitat acel an. Mi-aduc aminte foarte puține lucruri. Dar am dat la facultate, am dat la foarte puține facultăți, sincer nici nu vreau să mă duc la facultate, nu mă interesa. Aveam un spirit liber deja, dar nu știam, dar era acolo. Și am intrat la UC Berkeley cu bursă integrală. Deci să nu ascultați adulții, vă spun. Consilierul meu l-am văzut sigur după un an de zile și a fost uimit și m-a ținut numai 5 minute în birou pentru că i-a fost rușine, sper, nu știu. Dar a fost un triumf pentru mine. A fost un triumf pentru mine pentru că nu credeam în acest curaj atunci. Și oricum mi-a luat mulți ani de zile de năbădăi din astea, niște mișcări foarte bruște cumva. După facultate, mă rog, am studiat arhitectură prima dată, 3 ani de zile, m-am reprofilat, nu mi-a plăcut arhitectura, eram închisă într-un studio multe ore. Și vreau libertate, în continuu mă gândeam, scriam scrisori mătușii mele acasă, i-am spus că eu vreau să mă retrag în munți, în România, să fac un proiect de fotografie. Îmi luasem deja o cameră de fotografiat, făcusem filme foarte proaste, ani de zile. Și nici măcar filmele alea, când întâlnești artiști și se zic, să vedeți ce am făcut acum 20 de ani, nu, sunt chiar proaste. Dar m-am ambiționat foarte mult pentru că mi s-a părut că cum să fie greu să apeși un buton, să faci o fotografie mișto. Adică ce înseamnă, cumva mi se părea foarte ușor, dar în același timp nu înțelegeam ce miracol este acesta să transferi cine ești tu ca om în fotografie, ceva pe film. Cum? Și să, nu numai asta, dar și lumea care vede fotografia să simtă ceea ce ai simțit tu când ai făcut fotografia. Mi se părea incredibil, incredibil, mi se părea imposibil practic. Și m-am ambiționat foarte tare pentru că am zis că eu trebuie să înțeleg chestia asta. În orice caz, în facultate am ajuns să studiez italiană și filozofie. Mi-a plăcut tot timpul să citesc, mai ales filozofie. Mai literatură filozofică, nu-mi place să citesc teorie foarte mult. În orice caz, am terminat facultatea, n-am vrut să predau italiană. Am zis ce bine că am scăpat de facultate, nu știu ce vreau să fac acum. Am gătit în facultate, o să continui să gătesc. Și am învățat să gătesc și mai bine, am mutat în Chicago. Și am ajuns să am niște joburi așa mai interesante. Am făcut paste de mână la un restaurant un an de zile, după care am devenit expert în brânzeturi și am învățat cum se face brânza, am mâncat foarte mult, m-am și îngrășat.
A fost bine. Însă tot simțeam că am un foc în mine și în acel moment am avut o relație serioasă cu o fată cu care ne-am căsătorit, dar nu era legal. Și am zis, gata, ne-am așezat, amândouă câștigăm bine, ne-am așezat la casa noastră, aveam un apartament mișto, aveam două mașini, viața părea destul de roz, adică asta este viața. Dar era foarte plictisitoare pentru mine, pentru că aveam focul și ce să fac cu el. Și nu înțelegeam, nu puteam să-l explic nimănui. La un moment dat am lăsat-o pe Denise, pentru că vreau să mă mut în New York, mi-a venit și ideea să mă mut în New York, care era cea mai ușchită de până acum. Ea n-a vrut să plece cu mine. Am mai stat în Chicago, am stat încă vreo 2 ani de zile până am fost invitată să plec în Italia să fac un curs de fotografie. Deci în sfârșit simțeam că fac ceva pentru fotografie, dar în același timp era foarte frică, pentru că sunt idealistă și vreau să fiu cea mai bună, cumva. Și mă gândeam, dacă nu sunt cea mai bună, ce fac? O să mă ratez total. Vedeți angoasele care se pot elimina totuși în timp. Dar aveam aceste angoase, nu mă gândeam aici, acum fac tot ce pot mai bine, cum pot mai bine. Și ajung în Italia, intrasem în altă relație cu care am stat încă 3 ani de zile, am ajuns în Italia, am eșuat un pic acolo, dar mi-am asumat acest risc, știind, având acest catalog de curaj cu mine, întipărit în minte, am zis, asta este, mă duc, am eșuat, e ok, am învățat ce a trebuit să învăț de acolo, am avut un profesor extraordinar, Simone Pierotti, și am învățat să structurez un proiect, practic, dar totuși n-am avut curaj să ies din această relație. Eram îndrăgostite, sigur, dar ea era alcoolică și eu nu eram tipul de persoană care putea să aibă grijă de o persoană cu adicție. Și am crezut că pot, dar existau niște mici răutăți între noi care pe mine mă deranjeau, pentru că nu vreau să fiu așa. Vreau să fiu pur și simplu un om bun. Și mi-a luat 3 ani de zile să realizez că, de fapt, ce caut eu este familie, fiind abandonată de tatăl meu și de mama mea, cumva. Și intram în relații și de asta nu îmi foram în acel foc. Deci trebuia să rămân singură, mi-a zis și profesorul meu de la facultate, din Florența. Tu trebuie să stai singură. Am zis, ești nebun, Doamne ferește, nu mai vorbesc cu tine, cum îndrăznești să-mi zici așa ceva. Este foarte bun prieten acum. Deci mi-era frică, pur și simplu, această frică continuă, frică, frică, frică. Dar cumva am trecut peste această frică în continuu. E bine, m-am întors din, exact acum 4 ani, m-am întors din Florența și am început încă o etapă a vieții mele. M-am mutat în San Francisco, am zis gata, rămân aici, încă eram în acea relație. Am mai făcut niște fotografii atunci, cred că atunci am făcut chiar prima serie de fotografie, pentru că nu aveam de muncă vreo o lună de zile, n-am putut să-mi găsesc. Și mă plimbam așa pe străzi, mă simțeam, atunci chiar m-am simțit pierdută, eram, nu pot să spun tristă, dar nu simțeam că nu, care e scopul ăsta al vieții, care este focul ăsta cumva. Și am făcut niște fotografii, m-am dus pe ruta mea veche de autobuz până la liceu, cumva, deci m-am întors la o rădăcină acolo. Și am făcut acest proiect mic și între timp am stat în San Francisco 9 luni de zile, în 2012. Am citit o carte și s-a petrecut cel de-al, nu știu câtelea, miracol în viața mea. Am citit autobiografia lui Carl Jung și n-am vrut să citesc psihanaliză direct. Știam că este destul de periculos să fac psihanaliză așa pe cont propriu, poți să-ți pierzi mințile. A fost dificil cumva, dar eram foarte curioasă cum pot eu să devin și mai eu. Și am citit această carte timp de 2 luni de zile, chiar am luat-o foarte în serios, pentru că mi s-a părut foarte mișto că el este un exemplu viu al curajului și al curiozității și al dragostei pentru viață. Și asta mă inspiră de fapt cel mai mult, cred că de asta sunt aici eu, toți oamenii care vin la Creative Mornings. Sunt aici nu pentru că nu s-a scris despre dragoste sau nu, s-a scris despre tot. Există cărți despre absolut tot, bune și nebune, dar cred că tot timpul trebuie să existăm ca exemple. E bine, să mă întorc la cartea aceasta, am luat-o în serios, acest om m-a inspirat foarte mult, Carl Jung, și am început să scriu un jurnal de vise, nu am ținut niciodată jurnal până atunci. Și am scris vreo 2 luni de zile niște vise, chiar am prezis niște chestii care s-au întâmplat peste câteva luni de zile.
În martie m-am trezit, pe 12 martie, cred, m-am trezit într-o dimineață și am scris ca o bezmetică în carnet, în jurnalul meu, am scris că mitul meu în viață este bunătatea. Habar n-aveam ce însemna, de ce nu e fotografia. Carl Jung vorbește mult despre scopul nostru în viață pentru că asta căutăm, să avem un scop, altfel ne simțim pierduți și intrăm în depresii și angoase și așa mai departe. Și am avut acest vis, am scris că mitul meu este bunătatea și am avut un click atunci că este singurul, cel mai bun motiv și cel mai frumos și cel mai grațios să te desparți de cineva. Să-i spui că eu vreau să fiu bună cu mine și mi-este frică să fiu bună cu mine pentru că nu am mai fost bună până acum, dar trebuie să plec din această relație și trebuie să, să mă duc în munți, în România. Nebună. Prietena mea cumva a înțeles, în decurs de 2-3 zile a plecat în Los Angeles. Eu am plecat în Chicago la tatăl meu, am stat puțin, cred că o lună de zile, și am venit cu el în România. Nici el n-a înțeles prea bine ce fac, cumva. El care... i-a fost greu să înțeleagă acest parcurs de artist pentru mine. Mă aplauda, însă în același timp simțea că să nu dărâm... nu știu, a crezut că o să mă dărâm dacă ceva nu iese cum vreau eu. În orice caz, am ajuns în munți în România în sfârșit, deci eu scrisesem scrisori despre a ajunge în munți. În 2005, după 7 ani, am ajuns în munți în România și am petrecut 3 luni de zile, on and off, lângă Deva, într-un sătuleț în care petrecusem niște momente foarte frumoase când eram copil, de la 11-12 ani până la aproape la 16 ani când am plecat. Și știam că îmi plăceau foarte mult femeile din acel sat și cumva am ajuns acolo, tata luase o mașinuță, un smart, ieftin, să mă duc eu, să mă duc cu munți cu el. Și am apărut acolo într-un smart după 16 ani, cu părul blond, scurt, care a fost ok pentru că femeile au ținut să-mi amintească că eu aveam țepi în cap la 14 ani. Și eram foarte docilă cu părul blond și scurt. Și am stat acolo, am stat cu femeile, cumva cred că căutam și figura de mamă. Între timp, mama mea s-a sinucis în 2010 și aveam această căutare, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat cumva cu ea și căutam un arhetip de mamă. Și am ajuns să fac niște portrete în sat cu femeile care mi-au fost prietene o vreme. Proiect care continui și în ziua de astăzi, l-am făcut portrete în 2012, 2014 și chiar acum vara aceasta, 2016. Și ducându-mă spre acest sat de 3-4 ori, plecând din Constanța sau din București până acolo, mi-a 12-14 ore, ducându-mă în acest sat, am început să fac fotografii în țară. Nu știu, mă opream, vedeam ceva frumos sau interesant sau o discrepanță între, nu știu, peisaj și felul cum tratăm mediul înconjurător. Mă rog, era așa, sunt activistă de fel cumva. Mă durea sufletul că... exploatăm țara, dar în același timp sunt niște, asta este viața, lumea contemporană. Și am făcut multe poze, am făcut vreo 30 de roluri de film. Am făcut și pe digital, nu știu, eram pe filmul ăsta că dacă ești fotograf trebuie să ai 30.000 de lentile și aparate și mi-am luat multe chestii cu mine. S-au dovedit numai pozele de pe film să fie destul de bune, zic eu. Deci am ajuns după 3 luni de zile în New York. Mi-am rezolvat și acest vis să ajung în New York, care chiar mi se părea imposibil pentru că acolo sunt the greats. Și nu știu, n-am avut curaj până atunci să mă pun față în față cu aceste mari figuri în fotografie, să zicem. Și știam că o să fie foarte intens și știam că o să-mi schimbe viața cumva. Am ajuns în New York, am murit de foame vreo 2 ani de zile, dar eram foarte fericită și chiar era o fericire destul de dementă pentru că nu aveam ce mânca, dar eram super fericită că eu am făcut acest proiect. Nici nu știam exact dacă cum să-l aportez la lumea din jurul meu, dacă nu era văzut cumva, dar am decis totuși să-l pun pe Facebook, să văd așa, să mă expun total. Zic că ok, asta am făcut, cui îi place. Pentru că nu eram activă deloc pe Facebook, acum sunt super activă. Social media mi se pare extraordinară, de fapt, dacă este folosită cum trebuie. Și am pus pozele pe Facebook, am început să adaug oameni. Asta se întâmpla chiar acum 2 ani. Deci eu acum 2 ani de zile n-aveam website, n-aveam nimic, nici Be Kind For Real, nimic. Eram neant, așa cumva. Dar eu cu fericirea mea că mi-am atins, că am avut curaj și eram fericită.
Și când am început să pun poze pe Facebook și am adus lume din București, din România, vreau să mă conectez cu alți fotografi, să văd ce se întâmplă, eram foarte entuziasmată. Cumva s-au lipit niște chestii la care nu mă așteptam. Deci gândiți-vă Mario Brothers, nu? Aceste lumi fantastice, am ajuns în lumea fantastică în New York și cumva am penetrat și Bucureștiul de acolo. Și mi s-a oferit și o primă expoziție care de vis, cum să ai expoziție în New York, deci eram așa... Și nu o spun cu aroganță, o spun cu... din prisma unui copil din Constanța care a avut un vis și cumva s-a realizat. Mi s-a oferit o expoziție cu primele fotografii din România, care a fost super tare pentru mine, însă cel mai tare lucru care s-a întâmplat este Be Kind for Real. În 2014 mi s-a dat la galeria unde expuneam carte blanche, cum se spune în română? Mi s-a dat mână liberă, nu? Mână liberă să expun ce vreau eu. Și am făcut fotografiile, însă cam de când murise mama și până să am expoziția, am avut niște gânduri și niște întâlniri și niște discuții care m-au dus la Be Kind for Real și logic m-am reîntors la acel vis despre bunătate, care încă îmi părea foarte nebulos. De ce bunătate? Cum adică? Nu înțeleg. Și țin minte prima dată când mi-a venit ideea cu Be Kind for Real, vorbeam cu șefa mea, am lucrat și în modă și șefa mea e o tipă extraordinară, e o vizionară și i-am spus că sunt foarte fericită, e o tipă așa mai sumbră, cumva e mai punk, e la 50 de ani, dar e foarte mișto. Și am zis, băi Gil, eu sunt super fericită că lucrez cu tine și nu mă plătea, dar nu conta. Și zice, ești nebună, nici nu te plătesc, cum adică să fii fericită? Zic, nu știu eu, și zic, sunt super fericită că sunt aici. Și mi-a spus, for real? Și zic, am rămas așa, zic, da, logic, cum să te minte, șef, ești prietena mea, practic. Și atunci a fost primul click. Al doilea a fost, am întâlnit o artistă care lucra pe text, Sofia Wallace, o cheamă, și a făcut un proiect care se numește Clitoracy și vorbește despre plăcerea feminină. Pentru că de multe ori se întâmplă ca femeile să nu ceară plăcere feminină la pat și mă rog, la 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 la. De aia făcea text art și a prins super bine proiectul ei și m-a inspirat foarte mult să lucrez cu text și eu. Deci am ajuns la galerie pe 11 septembrie 2014, am avut prima expoziție și fotografiile le-am pus, culmea, le-am pus pe un zid mai depărtat, așa, în galerie și fix cum intri în galerie, un zid, mă rog, nu atât de mare, dar destul de mare, am pus un cerc de 100 de inci în diametru, nu știu cât e asta în centimetri, trebuia să mă documentez, mă scuzați, și cu textul Be Kind for Real în mijloc. Și era foarte frumos, entuziasm, a venit multă lume, prietenii mei, superb, a fost superb, m-am simțit foarte bine, am avut atac de panică, pentru că era prima expoziție și oh my god, ce se întâmplă? Pentru că mă gândeam, ok, și ce fac după? Este un fel de depresie după că ți-ai atins acest vis mare să ai prima expoziție. Și mai ales cu Be Kind for Real mi s-a părut un pic, am început să mă gândesc foarte mult, chiar a doua zi, despre rolul unui artist. Adică ce fac? Expun într-o galerie care are... o audiență destul de elitistă, să zicem, nu toată lumea se duce la galerie, mulți suntem speriați să mergem la o galerie, cel puțin eu eram speriată și când eram mică, deși știam despre artă cumva. Și m-am gândit ce fac artist, cum să expun într-o galerie, un stand Be Kind for Real, așa și ce, what else? Și am ruminat așa, m-am gândit mai mult, mai mult, mai mult și cam într-o lună de zile mi-a venit ideea să fac niște tricouri cu 16 texte. Be Kind for Real este cel mai direct cumva, celelalte sunt mult mai suave, sunt cuvinte care au venit din textele pe care le-am citit de-a lungul timpului, care sunt simple, de exemplu am The Sun, cum are Marina, Light, cum are Cristi, sunt toate pe website bekindforreal.org, sunt cuvinte care lucrează în subconștient cumva și te fac, cred eu, să te simți bine, cumva cum se poartă o cruciuliță la gât, nu, religia. Cu tricourile pentru mine reprezintă o readucere aminte zilnic de acest mesaj, adică nu pot să mă duc la, nu știu, la un magazin și să mă răstesc la femeia de la magazin pentru că port acest tricou și cumva este un ritual, este ceva în care cred foarte mult. Deci se reduce totul la credință, practic, nu? Și am făcut tricourile astea și am decis să lucrez cu două ONG-uri locale pentru că am vrut să lucrez local.
L-am găsit pe Instagram, s-a întâmplat. M-au găsit ei pe mine cumva și am... Deci mi-am pus o dorință și s-a întâmplat imediat. Lucrez cu două ONG-uri pentru copii. Una dintre ele predă feminism în școli, în școală generală, și cealaltă aduce artă copiilor din zone defavorizate din New York. New York, Brooklyn, Harlem și Bronx. Și am donat profituri, câteodată a fost 50%, câteodată a fost 100%, nu am cap de business, cumva am zis ce aveți nevoie, vă dau dacă am. Eu tot fiind săracă, dar chiar nu conta, pentru că pentru mine rolul artistului este, trebuie să fie în afara galeriei, trebuie cumva să devenim exemple și eu chiar cred în artă pozitivă și frumoasă. Cred în frumusețe foarte mult. Mi se pare că o să-l citez pe Jodorowsky, unul dintre oamenii mei preferați, este și face și film, a și scris cărți despre chestii magice. Să-l căutați, vă rog. Dar este vorba aici și de autenticitate și de a fi, de a reprezenta pur și simplu un mesaj. Și Jodorowsky spune, dacă vrei să reprezinți un mesaj, trebuie să fie frumusețe. Frumusețe în sensul că este cel mai greu de atins, adică să ne ocupăm spațiul mental, care de obicei îl dedicăm, nu știu, unor ruminații asupra muncă, stres și așa mai departe, să dedicăm frumuseții, pentru că este foarte ușor să găsim răutăți în viața de zi cu zi. Mergem la poștă, mergem, nu știu, oriunde, oamenii suntem un pic nervoși, suntem un pic stresați, nu? De programul pe care îl avem la muncă sau oriunde și cu relații și așa mai departe. Dar ce frumos este să ne ocupăm spațiul mental cu frumusețe. Să ne gândim ce este frumusețea, nu? Și Jodorowsky m-a inspirat foarte mult pe chestia asta, pentru că am văzut multă artă negativă și m-a făcut să înțeleg că fiind totul creat de noi, dacă suntem oameni triști, creăm lucruri triste, dar ce frumos este, nu știu dacă este posibil, sigur e o utopie în capul meu, să putem să ne gândim totuși că există frumos și să virăm cumva atenția noastră către cărți pozitive și cântece pozitive, orice este în, așa, în mainstream, cumva. Deci să revin la Be Kind For Real, a devenit pur și simplu o religie pentru mine și am început să fiu foarte activă pe social media, nu neapărat ca să fac reclamă tricourilor, dar pentru că am devenit din ce în ce mai fericită. Și mi-am adus aminte când eram mică și când am fost în România, de fapt, aveam într-un carnețel dorințe. Făceam 10 dorințe, ani de zile mi-am scris aceste listuțe cu dorințe și prima dorință era fericirea. A doua era să am cea mai mișto soție din lume. Dar fericirea s-a întâmplat și sunt un om fericit pur și simplu pentru că am avut curajul să fac ce am făcut până acum, habar n-am ce am în față, am decis să mă mut la București peste 2-3 luni. Cum a spus și Cristi, am de rezolvat niște chestii cu Uber. De exemplu, în decembrie am rămas fără absolut nimic, fără mașină, aveam $100 în bancă, mi-am pierdut și apartamentul. E poveste mai lungă cum s-a întâmplat. Dar m-am refăcut, am avut curaj, sunt ok, am venit în România și aș vrea să fac multe lucruri aici. Dar o să intru acum, o să vreau să vă arăt primul proiect făcut în România. Ce space? Da. Și o să vorbesc așa un pic, fotografiile o să se deruleze destul de repede, dar o să vorbesc peste. Deci toate fotografiile sunt făcute pe film format mediu, acum lucrez cu o singură cameră. Cam așa mă simțeam eu ca planta asta. Și eram așa, emo, pentru că nu știam ce fac și mi-am făcut un portret. Asta este mașina. L-am numit-o Sunny. Din păcate n-am avut o Dacie. Mi-am dorit foarte mult să am o Dacie, dar nu a fost posibil. Acesta este blocul în care m-am născut, la Constanța, și la bară. Am vrut să fac o poză la bară. Cred că toți am petrecut așa, și butelia, logic. Deci am fotografiat lucruri cu care eram familiară și care m-au calmat cumva și m-am văzut și frumusețe chiar și în, nu vreau să le numesc mizerii, pentru că cumva și în exercițiul ăsta de Be Kind For Real am început să mă gândesc mult la cum vorbim, ce cuvinte folosim unii cu alții, ce gesturi avem, dacă suntem repeziți și ce fel de haine purtăm și, de exemplu, când eram așa mai supărată pe viață, eram rasă în cap și nu știu ce și... S-a părut foarte important să mă uit la multe elemente, ce înseamnă să fii kind, și le-am văzut reflectate și în peisajul nostru românesc.
revenirea la, chiar la rădăcini. Aici m-am pierdut în munți cu Sani, mi s-a spart baia de ulei. Da. Aici am fost într-un sat, am ajuns cu un băiat care l-am întâlnit cu 2 zile înainte să mă duc în călătorie, a doua oară, în 2014, și am ajuns într-un sat și mama lui a pus masa, erau destul de săraci, ne-a pus masa și a fost incredibil. Am fost impresionată de ospitalitatea românilor, care chiar este adevărată. Asta este căsuța mea de la țară, unde nu am apă curgătoare, dar a fost mișto. Și femeile din sat, Agapia, din păcate a decedat anul acesta, dar nu o să uit niciodată. Mare este cea mai funny persoană ever. La ea am stat ultima dată. Tanti Anica. Asta a devenit o nouă serie, Femei în Flori. Am continuat-o și anul acesta. Brâncuș, Mașa Tăcerii. Și momente de contemplare. Am încercat să amestec un pic, bine inconștient prima dată, momente de reflecție cu peisaje un pic mai așa, mai dure, activiste. Și asta este Constanța. Proiect despre mama mea l-am făcut tot în 2012, că am zis că dacă tot am luat-o pe arătură un pic, să bag tot acolo. Și am ajuns să fac mai multe proiecte în același timp. Nu știu, să vă spun un pic istoria, adică v-am spus niște lucruri care s-au întâmplat, dar mama mea cumva era și un geniu, era profesoară de fizică și a scris și o carte de poezii înainte să moară. S-a aruncat în mare, a fost un gest grațios din partea ei cumva, pentru că chiar suferea. Și am înțeles tot. Mi-a luat câțiva ani de zile, dar nu am suferit. Am fost tristă pentru ea cumva, dar am înțeles tot. Și am dedicat un proiect în care o să-l vedeți acum. Aici am citit, i-am citit toate manuscrisele, cum vedeți, pe partea dreaptă fizică și pe cealaltă poezie. Deci o reîntoarcere la rădăcini, să zic așa, mi s-a părut ceea ce m-a salvat pe mine, să mă duc în spate mult. Și să înțeleg ce s-a întâmplat și cu mama și cu mine și cumva reîntoarcerea în România a fost cea mai tare chestie. Și așa ca final, este un pic cheesy, sunt cunoscută pentru fiind așa mai cheesy, ce este dragostea? Mă scuzați. Deci dacă te simți ciudat, e bine. Și comicul din fotografii, cred că este cea mai comică fotografie pe care am făcut-o vreodată. Și prințesa, te iubesc. România, te iubesc. Și ca așa, ca o concluzie, m-am gândit dacă cumva ne dedicăm viața să fim oameni buni, este o chestie foarte specifică la care mă gândesc de vreun an de zile. Aș vrea mult de tot un arhitect sau cineva care face interior design. Dacă este un om foarte, foarte bun, să facă un pat de care nu te lovești sau să facă mobilă de care nu te lovești, nu ne mai rănim. Vă mulțumesc mult de tot. A fost o plăcere.